Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre problemele instructorilor autoautorizați. Instructorii independenți de la 1 septembrie vor fi nevoiți ori să-și închidă mica afacere, ori să se asocieze, să zicem, 4 dintre ei și să angajeze mai mult personal. O să și vorbim în detaliu despre acest lucru. Și în ce condiții, mai precis, ei nu mai pot activa ca instructori independenți, trebuie să-și închidă PFA-urile și să găsească alte soluții. La nivelul județului nostru sunt peste 100 de instructori în această situație. Doi dintre ei sunt în studioul nostru, reamintesc, domnul Aurel Apostol și domnul Dumitru Oprea. Domnul Apostol, dumneavoastră, de când profesați, bănuiesc că ați avut tot așa sute de elevi. Da, sigur. Eu v-aș întreba și pe dumneavoastră, ce veți face de la 1 septembrie? Eu fac parte din categoria instructor auto, mai am și alt job. Voi renunța dacă... Nu știu, voi face demersul mai departe ceea ce vor face și colegii. Nu știu, ne vom uni, ne vom întări forțele și prima dată vom merge la București, vom protesta. Va pe țară, nu numai noi, va pe fi țară. O acțiune, da, de amploare. La nivel de țară. Poate așa vom sensibiliza guvernul și după aceea următorul protest, cum zicea colegul meu Briotă, vom da în judecată. Suntem mai mulți care am discutat această variantă și vom da în judecată Ministerul Transporturilor, chiar să ajungem și mai departe cerându-ne da. Și la nivel de federație s-au făcut demersuri pentru afișe, s-a făcut demersul la procuratură și așa mai departe, că s-au obținut niște hotărâri de judecată în numele nostru. Auziți dumneavoastră? În numele nostru. Da, aici... Așa, spunând că noi suntem de acord, ceea ce nu ne-a întrebat nimeni. Și confederația noastră, care este pe țară, așa noi avem un băiat de la Bacău, au spus că au sesizat organele de procuratură. Să vedem ce va ieși. Ce se întâmplă? Deci... Noi nu stăm pe loc, e vorba de nivelul de țară. Parte din Federația Națională a Formatorilor Auto din România. Dumnealor la București au găsit acea formă și au făcut o asociație a transportatorilor auto din România numită COTAR. Și ne-au inclus și pe noi acolo. Eu nu știu, aș întreba și la ora actuală. Dar cum v-au inclus? Aș întreba cum au obținut, curios, cum au obținut semnătura mea. Pentru că eu semnătura o am la Federația Națională a Formatorilor Auto din România și nici de cum la COTAR. Și figurați acolo, apăreți acolo. Apărem acolo, sigur, da. Domnul președinte al Federației Naționale a Formatorilor Auto din România, domnul președinte Bordeianu, de la Bacău, a dat în judecată, este da, un proces penal deschis, împotriva celor de la COTAR, da. Fals, da. Fals și urs de fals. Bun, de la 1 septembrie, cei care vor fi găsiți în trafic, ce pățesc instructorii auto-independenți? Ne-i autorizat. Autorizații vom fi amendați. Cine are dreptul? ARR-ul, da? ARR-ul are dreptul, da, pentru așa ceva. Și noi am discutat la ultima întâlnire cu domnul Bădeanu și cu doamna prefect și cu cei care au fost de la toate unitățile de conducere din județ și Direcția, da, Muncii și mă rog, de la ITM peste tot, ce facem cu acești oameni ai noștri, care le-am luat bani, îi avem în curs de pregătire și am vorbit cu domnul Bădeanu, facem un tabel cu cei care îi mai avem în lucru și cei care avem programați la examen. Păi eu am programat la examen până la sfârșitul octombrie. Eu trebuie să mă duc cu mașina că i-am făcut orele acestui elev, dar altceva. Elevul ăsta a terminat școala acum 2 luni. A dat examen acum 2 luni la sală și acum este programat la sfârșitul octombrie la... Deci ăsta de 4 luni de zile n-a mai pus mâna pe volan. Ce rezultat va avea acest elev dacă eu nu-i mai fac câteva ore și nu mai am drept? Și nu mai aveți... Bun, și cum vor da examen? Păi tocmai asta ne întrebăm și noi. Să ne spună și noi ce facem cu elevul ăsta. Eu i-am luat banii, i-am făcut orele. Omul a dat examen. Ce face el la examen? Ce da, face la în lege, în lege există vreo prevedere acolo? Cum nu, doamna lor, a spus, domnule, de la 1 septembrie nu mai aveți, da, dreptul. Nu, dar din câte am înțeles... Elevul pe ce mașină dă?
Păi asta ne întrebăm și noi. Nu, nu, nu. În momentul de față, legislația ce prevede? Mașina este, nu prevede nimic. Nu prevede așa. Dar putem veni la examen în continuare, mașina fiind autorizată, omologată, toate taxele plătite. Deci nu se pune problema. E vorba de examen. De examen. Dar ce facem cu elevul care n-a mai condus? Ordinul 733 și 731, problema este a orilor suplimentare, colegul știe. Ne obligă să le facem, îi obligă și pe elevi să facă acele minim trei ședințe înainte de a depune dosarul, ceea ce este iar o anomalie. Nu, numai puțin. Ei ar trebui să modifice și acest articol, elevii să dea înainte de examen să facă aceste ore, eliberându-se, bineînțeles, acea adeverință. Pentru că face cele trei ședințe minime obligatorii prin lege, înainte, deci în cele două săptămâni, 15 zile. Așa aici trebuie să aibă să prezinte. Și trebuie să aibă la mână, să aibă la dosar adeverința respectivă. Și trec chiar încă o lună jumate sau două luni. El ce face? Uită, da? Și iar trebuie să vină cu alte ore suplimentare și tot așa, tot în buzunarul. Eu aceste ore suplimentare care le fac, îi fac un contract de muncă, îl trec în foaia de parcurs, se comunică la București de la ora cutare, că noi în fiecare zi se dă situația la București, adică din toată țara, ce am lucrat ieri și doamna noastră de la școală comunică la București că eu pe data de la ora de am făcut cu Ionescu. Așa, deci orele care mi le-am plătit și am făcut contract cu el, sunt raportate la București. Dar nu mai avem voie să le facem. Bun, cineva zice că ISCTR-ul are drept de control și are RR-ul dă doar autorizații. Da, ISCTR-ul drept de control și RR-ul e cei care ne dau autorizații. Ziceți că vă ridică autorizația. Da. Pentru pe mașină sau că oricum nu mai sunteți... Adică autorizație, dacă ne arată autorizație, noi avem un atestat profesional. Așa. Odată, un atestat profesional. Și o autorizație pentru autovehiculul meu, că scrie școală pe el. Aha. Deci, atestatul îl obțin în urma unui examen din 5 în 5 ani cu niște datorii, cu niște taxe. Autorizația autovehiculului, tot așa din 5 în 5 ani, care acum avem din 2014. Și ziceți că mașinile rămân autorizate în continuare. Da, sigur, pentru că ele sunt... Dacă... Noi facem revizia până anul trecut, la 31 mai, noi și cu taximetriști, și făceam două revizii pe an, din 6 în 6 luni. De la 1 mai anul trecut, le facem la un an de zile. Noi și cu taximetriști, pe lângă toate asigurările care le aveți dumneavoastră, noi avem câte una în plus. Ce? Terți persoane. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un accident cu mașina școlii, el este asigurat, elevul și eu, așa, și taximetristul la fel. Dacă are un accident și are pasagerul, el are această autorizație în plus. Deci noi avem două autorizații în plus. Da. Două asigurări. Și de acea întâlnire la prefectură, care a fost rezultatul întâlnirii? Că până la urmă... Nu, dumnealor ne-au ascultat doleanțele, ni le-a notat, după cum e și normal, că dumnealor nu au nicio decizie, nicio putere de decizie. Dar ce am discutat noi, dumnealor au spus că le zice mai departe. Și împreună și cu domnul Bădeanu și cu doamna prefect și a fost și un reprezentant al RR-ului, am pus întrebarea ce facem cu acești elevi care îi mai avem în curs de finalizare. Bun, și o dată, soluția care ar fi? Sau soluțiile? Să le lase să termină, să-mi spună, domnule, de la 1 septembrie nu mai prezinți elevi la școală. Dar să-i termin pe cei care am. Pentru că noi, săptămâna asta de luni până joi, elevul trebuie să facă fișă medicală, să facă cazier, să dea testare psihologică. Vineri dăm un tabel la ARR cu cei care sunt cuprinși în programul de teorie de luni până sâmbătă. Eu de luni până sâmbătă nu pot să încep cu acel candidat care este prins în programul de teorie. Eu pot să încep cu el ori duminică după ora 12, că până la ora 12 este în programul de teorie, ori duminică sau lunea cealaltă. Și să zic că, domnule, nu mai aduce elevi la școală. Dar să-i terminăm pe ăștia care i avem, că le-am luat bani. Păi n-aveți când să-i terminăm? Păi n-avem. Păi am întrebat și noi ce facem. Și ce facem? Și cu examenul. Prin acest ordin nu s-a punctat. Normal trebuia de la 1 septembrie nu se mai înscrie niciun elev. Da. Ca și să-i termină cei care erau deja înscriși. Era altă situație la ora actuală. Dar acum, dacă noi am făcut un număr de ore candidatului și am luat banii, ce fac cu el?
Bun, mai e și PFA-ul ăsta. Ce se întâmplă cu el? Suspendați activitatea, închideți? Se va închide. Nu, noi o putem adică suspenda. Nu, vedere... o putem suspenda pentru că noi avem taxele pe un an de zile. Le putem suspenda și vedem ce se poate rezolva. Și eu, pe urmă, îmi deschid din nou activitate. Da, ceva trebuie să se facă, sperăm în favoarea noastră, v-am spus, s-au făcut demersurile, chiar s-a cerut aprobarea miercuri sau joi, aprobarea cu demonstrație pe țară în fața guvernului cu, din toată țara, nu noi buzoieni, din toată țara, cu mașinile, PFA-urile, persoana fizică autorizată în fața guvernului. Din ce ați mai discutat cu colegii de breazlă? Sunt câțiva care, până la urmă, n-au avut de ales și s-au dus cu mașina la școala de șoferi? Au făcut vreo câțiva, dar am spus ce s-ar putea întâmpla. Că punem rău să iasă bine. Unii din colegii noștri s-au unit și au făcut PFA. Vreo câțiva s-au unit și au făcut treburile astea. Și au făcut un fel de mini-școală de șoferi. PFA școală. Așa se cheamă. Așa. PFA școală, 4 asociați. Care trebuie să angajeze care așa. Trebuie să angajeze profesor de legislație, profesor de mecanică, medic pentru prim ajutor, economist și secretar. Să angajeze 5 oameni și să-i plătească nu cu ora, să-i plătească cu salariu, să-i plătească toate datoriile acelor. Păi dacă ei 4 inși, ei 4 inși au 15 elevi, au 20 de elevi. Cu ce cheltuieli face școala, cum îi plătește pe cei 5? Păi cum, eu încesc 4 pentru 5, cum vine asta? Zice, să despună și nouă cineva. Da. Și am discutat între noi cine? Cine n-a fost instructor? Cine n-a fost instructor vrea să ne desfințeze pe noi. Un calcul. Și încă o dată fac apel la domnii patron de la școala, de la Buzău, să se alăture de noi, să fie de acord cu noi, în special cu procentul de promovabilitate și cu camerele video. Și că vor intra și dumnealor la cheltuieli. Păi ce să facă? Păi să fie de acord cu noi să ne susțină în această situație. Să ne susțină dacă vor, dacă nu, treaba dumnealor. Da. Cineva zice așa, referitor la promovabilitate, crede cineva că serviciul de RP CIV, mă rog, de direcția de permis permise și înmatriculări. Examinarea este atât de obiectivă încât aceasta să reflecte realitatea? Vor trece elevii de la școlile cu care colaborează ca de obicei. Acolo se mănâncă de ani de zile o pâine mai albă. Mă rog, asta e o altă discuție. Asta este altă discuție. Nu ne avântăm noi în ea. Toate aceste cheltuieli, că veni vorba mai devreme pentru înființarea unei școli PFA, toate aceste cheltuieli se ridică un calcul așa ușor, aproximativ la vreo 20-25.000 de lei. Plus valoarea de achiziție a sistemului audio-video cu GPS și sisteme de stocare a datelor pe o perioadă de 6 luni și valoarea unui soft specific pentru teorie, deci în total de aproximativ 25-30.000 de lei. Să ne spună și nouă, cui ajută treaba asta? Cui ajută treaba asta? În condiția de calcul. Uite, pe mulți dintre dumneavoastră i-a îngenunchiat. Asta e, trebuie să renunțe la business. O să încercăm să facem o comisie. Elevii să nu mergem, mai vin la dumneavoastră, să mergem la școlile de șoferi. Să mergem și la Ministerul Muncii, să vedem dacă Ministerul Muncii știe situația asta. Ne-a aruncat la Ministerul Transportului, ne-a aruncat încolo. Să facem și noi o comisie, o delegație, să mergem la Ministerul Muncii, să-i aducem la cunoștință dacă Ministerul Muncii știe treaba asta despre noi. Știți care este problema, domnilor? Am o teorie și de obicei o aduc în discuțiile de genul acesta. Nu contați, pentru că sunteți puțini la nivel de țară. Instructori autoindependenți. Știți unde nu contați, nu? Suntem peste 5.000 de instructori autorizați. 5.000 de voturi? Peste 5.000. Hai, 20 ceva de mii de voturi. Maxim. Poate contează și asta. Calculul politică se face altfel. Unul aduce cel puțin 3-4. De-aia am zis. Deci Nu știu dacă actuala guvernare își permite acest lux. În condițiile în care și un vot contează. Cum să nu-și permită, domnule? Sunt păcai. Au fost situații în care la fel n-au ținut cont. Eu i-aș ruga să totul să țină cont.
să țină cont, să nu mai lase anumite persoane să jongleze. Am înțeles, nu știu cât, acum de curând, că domnul Cuc n-a contat când a dat un sfat către direcțiunea ARR București să se termine sau să modifice anumite anumite articole din ordin. Și a zis că nu, așa ceva noi nu vom face. Din nou aș întreba. Este pur și simplu, este un zvon, dar dacă, domnule ministru, este adevărat... Dar ați văzut pe domnul Cuc cum stătea el așa cu capul plecat în ședința de guvern când îl certa domnul premier Tudose? Da, zice, păi... Băi, cu tarou, păi, hai. Dacă se vehiculează aceste vorbe, are dreptate să stea cu capul între. Păi și atunci, când în aprilie 2013, când a scos ordinul ăsta, tocmai pe ministrul Fenechiu l-a arestat atunci. Deci acel ordin nu a fost ordonanță de guvern, nu a fost de prim-ministru, nu a fost de ministru, a fost de un secretar de stat, un ordin. Și domnule coleg, 731 a ieșit când nu mai erau ministri la transport. Păi da, când ne-am dus... Când domnul Grindeanu nu mai avea cabinet. Când ne-am dus noi la demonstrație în București, acel secretar de stat nici nu mai era în Ministerul Transporturilor. Aceia au dat acest ordin, 731. Au găsit un nou acolo important. Păi aia, și eu l-aș întreba pe omul ăla, domnule, dumneata, ai făcut școala de șoferi? O fi făcut. Știi cine ți-a pus volanul în mână? Ce ai zis dumneata când ți-a pus în mână volanul? Vreți să vă spun ceva? În 78 aveam un colonel de la Bobocu. Vă dați seama așa. Era o lapoviță, o linsoare, domn colonel. Hai să mergem, că până în aprilie când am dat noi examen, avem timp să dăm examen. Oprește motorul, domn colonel. Ce domnul oprea, vă întreb ceva. Zice domn colonel. Eu zic, bă, ce fi vrând? Zice, domnule, ați fost în avion? N-am fost, domn colonel. Domnule, știți ce am crezut eu până să vin la școala de șoferi? Ce, domnule, mare lucru. Un volan, trei pedale, stau în fund și învârtesc de el. Dar m-am convins pe pielea mea că nu este așa cum am gândit eu. Zice, nu plec de aici până în gheață nasul, că așa se învață meserie. Adică dânsul fiind armată și gândindu-se la un bord de avion și să vii la o mașină cu trei pedale și un volan, cum a zis dumnealui, zice, acum m-am convins ce înseamnă a fi șofer pe drumurile publice. Vreți să vă spun ceva? Să audă toată lumea. Cei care au trecut prin mână, m-am zis deci unul, domnul Oprea, mie mi-ar place să fiu instructor. Domnule, ce, eu n-asta aici, domnule. Eu n-asta aici. Și noi n-avem niciun drept, nu noi instructori. Pentru că v-am spus de ce. Noi am fost unități școli de șoferi amatori, am fost unități extrabugetare și noi am dat la stat. Deci pe noi nu ne-a băgat nimeni în seamă. Da, n-a zis nici mulțumesc. Bun, dar... Deci de aici a plecat treaba lor. Bun, să zicem că de acolo, dar în situația actuală, când și spunea și de acea autorizație că e valabilă... Păi tocmai asta, să-l întreb și eu pe adică la care are permisul de conduce. Vii și schimb că, mă rog, ți s-a năzit, zice cineva în țara asta, nimic nu mai merge. Altcineva... Aș vrea... Vă rog. Totul să... Vă rog, eu sunt mai optimist. Aș vrea să vă contrazic. Aș vrea să vă contrazic. Nu, nimic nu merge. Nu să vrea să meargă. Era un mesaj de la un telespectator. Era mesaj, îmi cer scuze. Nu să vrea să se meargă. Vedeți despre... Uitați, deci, la nivelul acesta, dacă se pune problema cum se pune, vă dați seama că la alte niveluri se pune altfel. Deci sunt interesele grupului. Sunt și... Proverbul românesc, știți ce zice? Proverbul românesc și țărănesc. Zice, boul care trage, stăpânul tot în oladă. De ce să nu luăm de la ăștia, bă? De ce să nu vină la mine, bă, să-i dau eu cât vreau și să stea el pe piață? Păi vedeți. De ce să mă doare pe mine burta că am zeci și sute de milioane, am pensie și să nu termin cu ăștia, că am și venit pe partea cealaltă? Hai să o discutăm și pe astea, că... Domnul Oprea... Uite, vă citesc un mesaj, zice așa, am luat permisul și eu și băiatul meu cu domnul Oprea, un mare profesionist și mare caracter. Vă poate mulțumesc. Vă mai liniștiți așa pe final de emisiune când mai avem încă o intervenție, tot de la un coleg de-al noastră. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt instructor autoautorizat, Neagu Florentin mă numesc. Vă rog, domnul Neagu. Aș vrea eu să ne spună și nouă cine a dat ordinul acesta. Cum facem noi, angajându-ne la o școală de șoferi și donând pur și simplu mașina școlii, deci neavând niciun drept asupra ei, donăm mașina cu act de vânzare, cumpărare, dar nu primim nimic în schimb. E noaptea minții, domnule. Asta e. Eu asta înțeleg. E noaptea minții. Adică nu să... Eu n-am mai auzit de așa ceva până acum. După ce donăm mașina școlii... Da.
acel patron se poate îmbolnăvi și muri sau poate face ceva și vine fiscul și pune sechestrul pe bunuri. Ce facem noi în situația asta? Nu, dar nu e, da, încă ați dat o variantă destul de delicată. Dar eu întreb, cum se poate așa? Adică te duci cu mașina la o, la o societate, practic. Da, la o societate. Da, la o firmă privată, adică și cum ai întrebat pe cineva, bă, dar ia vină, tu ai fi dispus să-ți dai mașina, uite, facem un act de vânzare, cumpărare. Nu pe bani, adică tu nu primești nimic. Zice ăla, bă, e o aberație, cum să fac chestia asta? Bun, și dumneavoastră, de exemplu, ce soluție ați găsit? Sau ce soluție găsiți după 1 septembrie? Păi, singura soluție, asta așteptăm să vedem ce facem cu ordine, nu? Să ne dea și nouă cei mari care au dat acest ordine, să ne dea un răspuns. Domnule, ei, dacă ar fi în locul nostru, ce ar face? Deci, pur și simplu, nu mai ai niciun control asupra mașinii, asupra bunului cumpărat de tine, te duci și îl donezi. Și în condițiile în care, să zicem, că nu se rezolvă nimic până pe data de 1, ce veți face dumneavoastră? Păi avem două soluții. Ori donăm mașina unor școli ca să ne punem în continuare activitatea și în continuare cu elevii. Da. Ori trebuie să renunțăm la, la meseria asta din care unii chiar numai asta fac. Deci nu mai au serviciu sau pensie. Deci din asta își câștigă traiul, existența. Am înțeles. Da, foarte delicat și evident și pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenție și pentru faptul că sunteți alături de colegii dumneavoastră. Ar fi multe de zis de la bun început când am auzit de această variantă cu o mașină să o dai la școală de șoferi. Așa, act de donație. Vânzare-cumpărare. Da, donația e una. Vânzare-cumpărare înseamnă că am primit niște bani. Deci am primit, dar n-am primit. Este pur în regulă. Vă duce și donați mașinile la școlile de șoferi. Și ne numim și stat de drept unde legea spune cuvântul. Stat cu volanul pe dreapta. Apropo, mi-am adus aminte, cu riscul de a mânjura mai mult cei din colegii mei din regia de emisie, deci s-au mulțit incredibil mașinile cu volan pe dreapta. Da. Incredibil. Și să ziceți, pare mi se că anul trecut să le scoată pe asta. Pare mi se că chiar anul trecut deci a fost discuția. Deci anul ăsta eu n-am văzut în Buzău vreun volan pe dreapta, adică și în scriere în Bulgaria. Da. E un pericol? Da. Da, este un pericol. Da. Este un pericol pentru că, la, mai ales la depășiri, nu avem unii de vizibilitate. Din câte știu, există un sistem de oglinzi, dar nu știu dacă l-au toți. Un sistem de oglinzi care ți... Îți reflectă, practic, în, pe partea... Da, am înțeles. Partea stângă, da. Da. Dar este un pericol. Este greu de condus, mai ales în depășire. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Și noi vă mulțumim. Eu vă doresc să aveți parte de vești bune săptămâna aceasta. Până să dea Dumnezeu să fie. Ce săptămâna asta? Mai sunt 3 zile. Păi zic săptămâna asta până pe 1. Până pe 1 să aveți parte de vești bune. S-au făcut demersuri pentru miercuri sau joi pentru demonstrație în București cu mașini în fața guvernului. Și ultima soluție. Așteptăm și noi, da. Așteptăm și noi reacțiile din partea autorităților. Probleme. Și să vedem dacă chiar Ministerul Muncii știe despre treaba asta. Vrem să ajungem și acolo. Să ajungem și acolo. Ar trebui să poate dumnealor nici nu știu despre treaba asta. Posibil. Păi cum noi suntem ai nimănui? Și aș întreba încă o dată. În țara asta se fac locuri de muncă sau să distrug locuri de muncă? Să ne răspundă și nouă cineva la întrebarea asta. Deocamdată în cazul dumneavoastră se pare că nu. Asta mulțumim încă o dată, domnilor, pentru... Și noi mulțumim, dumneavoastră și telespectatorilor. Bună seara! Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Să aveți parte de seară bună. Numai bine, la revedere!